Așa cum stăm, aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 6, și cu ajutorul Domnului să citim de la versetul 7 la versetul 12. Epistola către Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Haideți cu toată atenția și cu multă reverență să stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul vorbește și spune așa: când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Amin. Doamne, Tatăl nostru, stăm înaintea Cuvântului Sfânt. Doamne, după cântările de laudă, după rugăciunile înălțate, recunoaștem că avem această nevoie în inimile noastre să auzim Cuvântul Tău, să fim învățați de Tine. De aceea mă rog, Doamne, pregătește pe fiecare frate și soră din locul acesta. Pregătește inimile noastre ca să putem primi cu bucurie, Doamne, Cuvântul Tău. Să-L putem primi cu curăție și de asemenea să-L putem primi cu credință. Și primindu-L în felul acesta să fie o binecuvântare pentru noi. Doamne, toate acestea le cer în numele Domnului Hristos și îți mulțumesc că Tu ne asculți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Haideți cu Sfintele Scripturi deschise și cu inima pregătită să ascultăm Cuvântul Domnului. Aș vrea să insist mai înainte, să insist din nou asupra acestui aspect deosebit de important atunci când venim la biserică. Și anume de a lua Sfânta Scriptură cu noi, de a o ține deschisă și de a urmări în Cuvântul lui Dumnezeu. Este o binecuvântare pe care o primim prin simplul fapt că citim Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mergem mai departe, doar prin simplul fapt că îl citim. Sunt ocazii în care citești și parcă mintea nu reușește să rețină, să oprească acele lucruri atât de necesare. Dar apoi te trezești după un oarecare timp că sunt cuvinte care vin în inima ta, cuvinte ale Scripturii. Și nu este altceva decât un rezultat că într-un mod continuu îți hrănești sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă întrebați ce lunch am avut săptămâna trecută, miercuri, șansele să nu-mi amintesc sunt foarte mari. Dar uitându-mă, nu, la mine, rezultatul se vede. N-am stat fără mâncare. Așa este și cu hrana aceasta spirituală. Rezultatul se vede în timp. Și vă încurajăm la lucrul acesta. Mai ales pe părinți. Vă încurajăm. Aduceți carte, aduceți Scriptura cu dumneavoastră. Acum noi la tineret insistăm ca copiii să-și aducă Bibliile. Dar ei sunt copiii dumneavoastră. Le vor aduce acum că putem noi insista asupra lor, dar mai târziu s-ar putea să nu le mai aducă. Lăsați-i să vadă exemplul acesta în dumneavoastră, în familiile dumneavoastră. Prețuiți Scriptura și șansele sunt mari ca și ei să le prețuiască mai târziu. Mulțumesc pentru posibilitatea acestei introduceri. N-a fost introducerea cuvântului, a predicii din dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului,
Aș vrea să stau înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Lucruri bune care însoțesc mântuirea. Este un titlu împrumutat din versetul 9. Dacă vă întoarceți din nou atenția către capitolul 6, versetul 9 spune așa: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. În dimineața aceasta, despre câteva dintre aceste lucruri aș vrea să vorbim. Lucruri care însoțesc. Și când vorbim în felul acesta, nu ne referim la lucruri care sunt necesare pentru mântuire. Ne referim la lucruri care sunt asociate cu mântuirea, care reflectă mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră. Acum, de la capitolul 5, versetul 11 și până la capitolul 6, versetul 17, cred că este o paranteză pe care autorul cărții către evrei o introduce în discuția subiectului legat de Domnul Hristos ca mare preot și de asemenea legat de odihna pe care putem să o primim venind la Dumnezeu, venind la Domnul Iisus Hristos. Vorbind despre lucrurile acestea, apostolul, sigur, mânat de Duhul lui Dumnezeu, este determinat să se oprească și să spună la versetul 11: asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. S-a angajat în discuția aceasta și apoi Duhul lui Dumnezeu trebuie să-l oprească și să îi ofere posibilitatea să introducă o paranteză vorbind și atrăgând atenția asupra unor lucruri foarte necesare. Și avertizarea aceasta are de a face cu nivelul spiritual la care aceia cărora el le scria se găseau. Și este vorba despre un nivel imatur de spiritualitate. Erau încă copii în credință. El spune: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Este o problemă în umblarea cu Domnul. Această stagnare la un nivel de imaturitate spirituală. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, o să observăm că mereu și mereu suntem încurajați să creștem în credință, să creștem în tărie, să creștem în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă maturizare, asta înseamnă să mergi înainte. Și apostolul trebuie să se oprească și să tragă semnalul acesta de alarmă și apoi să îi avertizeze cu un pericol foarte major în cazul în care ei vor rămâne la statutul acesta de copii în credință. Și acest pericol este descris în versetul 4 și 5 și 6, unde el spune așa: că cei ce au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Șansele să cazi sunt mult mai mari atunci când ești un copil în credință decât atunci când ești un om matur, când ai o fundație puternică, când cunoști voia lui Dumnezeu, când ai reușit să imiți caracterul Domnului Hristos în viața ta. De aceea, o primă încurajare pentru noi toți este să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea să creștem în harul lui Dumnezeu, în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Așadar, el face paranteza aceasta, avertizează cu privire la
statutul acesta de copii în Hristos, ridică semnalul acesta de alarmă cu o potențială cădere din harul lui Dumnezeu dacă nu facem nimic în direcția aceasta, iar rezultatul este creșterea, este dezvoltarea în harul lui Dumnezeu. Dar subiectul meu pentru dimineața aceasta, așa cum spuneam, este să vorbesc despre acele lucruri bune care însoțesc, care acompaniază mântuirea noastră. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, primul lucru asupra căruia aș vrea să privim se găsește în versetul 10, unde cuvântul Domnului spune așa: căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Un prim lucru care este adus în atenția noastră de Duhul lui Dumnezeu prin autorul acestei cărți este osteniala în dragoste. Acum, câteva sinonime pentru cuvântul osteniala și pe care le-am putea folosi sunt istovire sau oboseală sau extenuare. Aș vrea să ne oprim puțin și să ne gândim la noi, nu ne gândim la alți oameni, ne gândim doar la noi. Când a fost ultima oară când ne-am obosit în dragoste față de Dumnezeu? Ne-am obosit, ne-am extenuat oferind dragostea aceasta sfinților, celor de lângă noi. Ne putem aduce aminte, măcar de un moment? Vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu, osteniala este adesea conectată de această dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Iată câteva exemple. Domnul Iisus Hristos, călătorind cu ucenicii, ne spune cuvântul că trebuia să treacă prin Samaria și studiind pasajul înțelegem de ce trebuia, cu toate că evreii adesea ocoleau Samaria pentru a merge în partea de nord a Israelului. Dar cuvântul spune interesant trebuia, și acolo la fântâna lui Iacov întâlnește o femeie care în mijlocul zilei vine să ia apă, iarăși un lucru neobișnuit, de obicei se duceau de vreme să ia apă. Și Domnul Iisus Hristos intră în conversație cu femeia aceasta și prin conversația cu ea, întreaga cetate în cele din urmă se întoarce la Dumnezeu. Vin în jurul Domnului Hristos ca să-L asculte. Dar cuvântul spune că El era obosit și s-a oprit la fântână. Ucenicii s-au dus să cumpere mâncare. L-am fi înțeles pe Domnul Iisus Hristos dacă nu vroia să intre în această conversație. Nu? Avea toate drepturile să se odihnească. Dar nu face lucrul acesta. Atunci când ucenicii vin cu mâncarea, El le spune: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Am o mâncare mult mai bună pe care o servesc aici. Pot să împărtășesc adevărul, harul lui Dumnezeu. Un alt exemplu, Domnul Iisus și înmulțirea pâinilor. Vă aduceți aminte că s-au întors ucenicii după o misiune în care i-a trimis Domnul, au venit obosiți și pentru că nici măcar n-aveau timp să mănânce, erau înconjurați de mulțimi de oameni, Domnul Iisus Hristos îi trage la o parte. Însă mulțimile au văzut lucrul acesta, i-au urmărit, au venit din nou în jurul lor și iarăși am înțelege dacă Domnul Iisus Hristos ar fi ales să plece într-un alt loc, să facă lucrul acesta mult mai în secret, ca totuși să aibă timpul acela de relaxare, de odihnă împreună cu ucenicii. Dar spune cuvântul că s-a uitat înspre mulțim și i s-a făcut milă de ele, pentru că erau ca o turmă fără păstor. Și începe să le predice cuvântul și apoi în cele din urmă are loc înmulțirea pâinilor. Desigur că cel mai bun exemplu este această dragoste a lui Dumnezeu
manifestată în chinurile acelea groaznice din grădina Ghețiman și apoi de pe dealul Golgotei, unde oamenii strigau cuvinte de batjocură și el a rămas pironit pe cruce, nu și-a deschis gura deloc de dragul nostru. Osteniala dragostei, suferința dragostei. În Romani, capitolul 16, versetul 6, Apostolul Pavel salută o mulțime de colaboratori în lucrarea Domnului și în versetul 6 este amintit numele unei femei. Spune, spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult printre voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, Apostolul Pavel vorbește despre frații din Tesalonic și spune, ne aducem aminte fără încetare de voi, de osteneala dragostei voastre. De osteneala dragostei voastre. Iarăși mă întorc la întrebarea, când a fost ultima oară când ne-am ostenit făcând ceva din dragoste pentru Domnul? Din dragoste pentru Domnul, nu din obligație, din dragoste pentru Domnul. Slujirea Domnului merge mână în mână cu osteniala, merge mână în mână cu sacrificiul. Atunci când David dorește să aducă o jertfă Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ornan, și era un supus al lui David, vrea să-i ofere ogorul acela pe gratis. Avea totul necesar pentru jertfă și vrea să-i le dea lui David. Și David spune, nu voi aduce o jertfă lui Dumnezeu care să nu mă coste nimic. David a înțeles ce înseamnă să-L slujești cu adevărat pe Dumnezeu. Și atunci ne întoarcem la noi. Putem să-L slujim pe Dumnezeu fără niciun pic de efort, fără niciun pic de ostenială? Vrem să-L slujim pe Dumnezeu, să predicăm de la învoanele bisericii fără niciun pic de transpirație în citirea cuvântului, în studierea cuvântului lui Dumnezeu? Vrem să predicăm fără Biblie? Vrem să prorocim fără Biblie? Vrem să cântăm fără Biblie? Lucrurile acestea, frați și surori, sunt imposibile de realizat dacă vrei să slujești așa cum Dumnezeu vrea să o faci. Dacă vrei să o faci în firea pământească, atunci poți cânta fără Biblie. Poți să predici fără Biblie. Poți să prorocești fără Biblie. Poți să ai descoperiri fără Biblie. Dacă vrei să o faci în firea pământească. Dar nu te va ajuta la nimic. Din contră, îți vei atrage pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea încurajăm biserica, încurajăm frații, surorile, haideți împreună să stăm în jertfă înaintea lui Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu. Bărbații, haideți la rugăciune, surorile, haideți la rugăciune. Avem zile specifice în care încercăm să ne adunăm la oaltă și să-L slujim pe Domnul. Corul se pregătește, fanfara, grupurile de laudă, toți ca să poată să facă o slujire, trebuie să investească. Poți să fii cel mai talentat om din lumea aceasta, fără un pic de pregătire. Fără un pic de sacrificiu nu vei face nimic. Trebuie dezvoltat darul acela pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Asta îi spune și Pavel lui Timotei. Nu înflăcărează darul. Poate că ai predicat acum 50 de ani odată. Nu? Ai avut chemarea, dar n-ai mai înflăcărat darul acela. Au fost mai atrăgătoare alte lucruri ale vieții decât slujirea aceasta. Frați și surori, apostolul ne spune că unul dintre lucrurile bune care trebuie să însoțească, să acompanieze mântuirea, este ostenialea dragostei. Acum lucrurile acestea despre care noi o să vorbim în dimineața aceasta, ele au scopul și să ne ajute să ne cercetăm inima și Scriptura ne învață și să facem lucrul acesta într-un mod regulat. Pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință, spune Apostolul Pavel celor din Corint. Cu alte cuvinte, eu pot să văd în viața mea, să iau cuvântul lui Dumnezeu, să iau lucrurile despre care vorbesc în dimineața aceasta și să văd ele există în umblarea mea cu Domnul? Și dacă există, slavă lui Dumnezeu.
Dar dacă nu există, atunci s-ar putea să fiu în punctul acesta în care să merit avertismentul pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă. Că s-ar putea să cad din harul acesta, pentru că nu sunt decât un copil, pentru că n-am încercat să întăresc umblarea cu Domnul. De aceea Domnul să ne binecuvinteze la acest lucru, să fim gata pentru osteniala dragostei, pentru a sacrifica atunci când trebuie, pentru lucrul Domnului, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să meargă mai departe. Al doilea lucru despre care cuvântul ne învață că trebuie să însoțească mântuirea este în versetul 11. Râvna în umblarea cu Dumnezeu. Dorim însă ca fiecare din voi, nu doar unii, fiecare din voi să arate aceeași râvnă. Acum, știu, cel puțin în cazul meu, și mi-a luat un pic de timp la începutul umblării cu Domnul, să-mi rezolv problema aceasta sau modul de înțelegere a râvnei. Pentru că adesea râvna era asociată cu unii cărora le cam lipsea înțelepciunea. Nu? Și ați auzit zicala aceea, mai ales printre credincioși, multă râvnă, puțină înțelepciune. Și adesea ne-am gândit la cuvântul râvnă, că este asociat cu acei oameni legaliști, care numai ca ei și ca nimeni altcineva nu se mai poate. Dar râvna în cuvântul lui Dumnezeu n-are deloc o conotație negativă. Este un lucru pozitiv, este ceva ce eu și cu tine ar trebui să dezvoltăm în viața noastră, în umblarea noastră cu Domnul. Râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu. Și iată câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 2, versetul 17. Ucenicii Domnului și-au adus aminte că era scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Era vorba despre Domnul Iisus Hristos. Râvna pentru casa mea mă mănâncă pe mine. Ne putem investiga în dimineața aceasta inima? Ce râvnă ne-a rămas pentru casa Domnului? Locul acesta este un loc la care noi am muncit din greu și pe care l-am dedicat lui Dumnezeu și avem pretenția că este a lui Dumnezeu. Avem vreun pic de râvnă pentru locul acesta? Domnul să ne ajute să o avem. Pavel despre Timotei, Filipeni capitolul 2, versetul 22. Știți râvna lui, a lui Timotei, o râvnă încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Avem râvnă în a spune și altora despre Dumnezeu, despre credință. Domnul să ne ajute. Să ne ajute să ne pocăim și în direcția aceasta. Pavel despre credincioșii din Galatia, Galateni capitolul 4, versetul 18, spune el: este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt eu de față. Cu alte cuvinte, când e păstorul pe acolo, mă străduiesc și eu să mai fac câte ceva, așez în felul acesta o imagine bună în fața fraților. Pavel spune: întotdeauna și nu numai când sunt eu pe acolo, să aveți o râvnă pentru fapte bune. Domnul Iisus, despre biserica din Laodiceea, Apocalipsa capitolul 3, versetul 19: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. O râvnă a pocăinței. Societatea aceasta ne va învăța că e ok să fim lejeri cu viața, doar numai una avem. Nu, trăiește cum îți place. Trăiește cum îți place. Ai timp de pocăință când îi fii de 70 și ceva de ani, când începi să te doară una sau alta, atunci te preocupi de pocăință. Frați și surori, astăzi, cât se zice astăzi, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este momentul pocăinței. Astăzi este momentul să ne dăm cu totul lui Dumnezeu.
Mă adresez acum celor între 25 de ani, hai să fiu lejer, 25 de ani și până pe la vreo 50 și... Nu? Considerăm că omul este în puterea vârstei atunci. Ce faci acum la vârsta asta pentru Domnul? Când ajungem de 70, cum sunt frații mai în vârstă, și îi înțelegem cu toată dragostea. Nu mai vezi așa de bine, nu poți să conduci noaptea, nu poți să vii seara la rugăciune. N-ai cum, se înțelege. Dar care este scuza de la 20 și până pe la 50 și... Aș vrea să puneți următoarea poză. Este un meci de fotbal american. Unul dintre statele de nord. Nici nu m-am străduit să văd ce echipă cărora le place, cred că au ceva simbol cu verde. Uitați-vă la poza asta și acum gândiți-vă la biserică. Am vrut să culeg o poză de pe internet cu ceea ce se întâmplă în multe biserici, ca să vedem scaune goale, dar nu e nevoie. Întoarceți-vă în jurul dumneavoastră și observați că sunt scaune goale și nu sunt toți frații plecați în vacanță. Nu sunt toți. Când iese de a-L sluji pe Dumnezeu, nici nu-mi cer scuze că trebuie să spun lucrurile acestea. Nu mi le cer. Când este vorba de a-L sluji pe Dumnezeu, e greu de condus. Când este vorba de a-L sluji pe Dumnezeu, nu sunt potrivite orele. Păi eu duminica dimineața, abia atunci prind și eu o zi în care să dorm o leacă mai mult. Nu sunt bani întotdeauna să dăruim, dar ne permitem toate celelalte lucruri. Acolo nu e problemă, nu sunt bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să țin diet, e ok, e viața mea, sănătatea mea, trupul meu. Dar dacă trebuie să postesc, oh, ce dureri de cap, ce gălăgie în stomac, nu? Câte probleme, cu o zi înainte deja te iau toate frământările că urmează ziua de post. Ieremia, capitolul 2, versetul 33 spune așa: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Și sunt sigur că și dumneavoastră, așa cum și în cazul meu se întâmplă, sunt tot la fel, sunt din același material cu dumneavoastră, nu e o predică pentru alții, e pentru noi toți. Când caut ceea ce iubesc, știu să pun planurile împreună, știu să fac totul ca să obțin ceea ce iubesc, ceea ce îmi doresc. Dar mai puțin atunci când este vorba de a ține în stăpânire firea pământească, de a mă apropia de Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, de a-L sluji pe Dumnezeu așa cum El ar vrea să-mi trăiesc viața. Mai uitați-vă o dată la poza asta. O zi de iarnă, stadionul plin. Dar în biserică, cu toate condițiile perfecte pe care le oferă America, casele de rugăciune sunt goale. Ce să mai vorbim de Europa, unde se închid clădirile ale bisericilor una după alta, unele transformate în baruri de noapte, în discoteci. Spuneam fraților care au venit la rugăciune ieri, mă gândeam că o să supere pe cineva dacă pun acel video. Am văzut un video dintr-o moschee. Moschee este locul de închinare a religiei musulmane. Când s-a deschis ușile moscheii, că numai bărbații se duc, alergau să prindă locurile din față pe carpet. Era o sală imensă și veneau în fugă și se aruncau pe genunchi să prindă un loc. Nu ne fac de rușine?
Noi vorbim că avem un Dumnezeu care este adevărat, este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu bun, care ne iartă greșelile și păcatele, un Dumnezeu care ne vindecă bolile. Dar când trebuie să stăm înaintea Lui să-I mulțumim și să-I aducem onoarea pe care o merită, suntem atât de slabi. Când am vizitat Israelul, am trecut și în Iordania. Era un orășel acolo unde ne-am oprit noi să vizităm. În 30 de minute l-am văzut totul. Am intrat prin magazine și ne-a prins ora de rugăciune. Au rămas magazinele deschise cu noi în magazin. Nu ne-a cerut nimeni să ieșim afară și n-a mai fost nimeni dintre lucrătorii din magazin acolo. S-au dus în camerele din spate, s-au rugat și au venit când au terminat. Vedeți pe vreun creștin să facă treaba asta? Hai să nu vorbim de alții. Noi putem lăsa o oră din lucrul nostru. Acum dacă lucrezi la companie, ești pe calendarul altuia. Dar când lucrezi pentru tine, poți să lași puțin din al tău ca să stai înaintea lui Dumnezeu, să te închini, să te liniștești înaintea Domnului? Frați și surori, să nu ne înșelăm cu gândul pe care îl aveau și evreii când, atâta timp cât templul era în Israel, ei considerau că n-au nicio problemă. Clădirea lui Dumnezeu e acolo, Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului. Și când Ieremia îi chema la pocăință, spuneau, stai liniștit, Ieremia, ești depășit. Și Ieremia trebuie să răspundă, nu mai ziceți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Că e clădire aici, dar Dumnezeu nu mai e, slava lui Dumnezeu nu mai e. Și vine judecata. Și asta va avea să se întâmple și cu biserica. Spune cuvântul lui Dumnezeu că judecata lui Dumnezeu stă gata să înceapă și nu va începe în Las Vegas, nu va începe în downtown, în timpul nopții, când barurile sunt deschise, va începe din casa lui Dumnezeu, va începe cu mine. Și atunci eu trebuie să mă îndrept astăzi. Astăzi trebuie să-mi verific inima, să mă asigur că sunt în voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să dezvoltăm în viața noastră o râvnă pentru Domnul, o râvnă pentru casa lui Dumnezeu, să dezvoltăm în viața noastră o râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi, spune Domnul Iisus, nu sunt cuvintele unui apostol. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și este o provocare la umbla prin credință în felul acesta. Domnul să ne ajute să ne pocăim și în aspectul acesta. În al treilea rând, în al treilea lucru care trebuie să însoțească mântuirea noastră este o nădejde deplină, o nădejde în Domnul, în promisiunile Lui, în faptul că El ne-a promis că ne pregătește o împărăție și că acolo unde este El vom fi și noi. Versetul 11. Dorim însă ca